nu are de ce să se plângă prea mult de epidemia de coronavirus. E adevărat, a pierdut câteva cântări și bani, dar a găsit și o scuză perfectă pentru o problemă care îi dădea mari bătăi de cap. Mai exact, susțin sursele noastre, Nicolae Guță a găsit ocazia perfectă să scape de întâlnirile cu soția lui, Cristina, femeia care i-a dăruit, anul trecut, un băiețel. Relația dintre Nicolae Guță și Cristina este, susțin sursele vovbiz.ro, una cât se poate de dificilă, mai ales în ultima vreme, între cei doi apărând discuții serioase despre un divorț. Doar că, pare să, epidemia de coronavirus a picat la fix pentru ca manelistul să aibă o primăvară liniștită. În planul familiei, evident. Mai exact, ne-au precizat sursele noastre, Nicolae Guță, invocând frica de a se contamina de coronavirus, nu mai vrea să o vadă în fața ochiilor pe blondina Cristina. Nu mai vorbesc decât la telefon și doar din când în când. Nicolae Guță se teme să nu ia coronavirus de la Cristina, sau cel puțin așa zice el când ea vrea să îl viziteze în casă. Așa că, acum, sunt separați și el a scăpat de nervii și de cicălelile Cristinei, virgulă, ne-a spus sursa noastră. Nicolae Guță își alinta soția cu apelativul vrăjitoarea. Nu odată l-am auzit, pe când eram la Petroșani, lângă el, întrebând unde este vrăjitoarea. Când nu e ea de față, Nicolae Guță este relaxat, vorbește și glumește cu toți cei din familie. Când e ea însă lângă Guță, el nu mișcă în front, îi este frică să nu o supere cu ceva, mai ales că este însărcinată. A pus, oricum, stăpânire pe el cum nu a mai făcut-o nici o altă femeie, virgulă, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat de al familiei lui Nicolae Guță. Nicolae Guță e la al 11-lea copil. Guță s-a căsătorit la 13 ani jumătate și a fost obligat să se descurce singur. Așa că s-a angajat muncitor necalificat la căile ferate din Petroșani, unde fișa postului presupunea să mute pietrele de sub traverse. Lăutarul susține că scapă repede de muncă pentru că se apucă să cânte, iar ceilalți muncitori făceau și normă lui. Nu a durat mult povestea cu munca pentru că talentul l-a transformat într-un lăutar extrem de iubit. Și, am spune noi, iubit mai ales de femei, manelistul ajungând acum să aibă numai puțin de 11 copii, cu 5 femei. De curând însă a apărut și al 12-lea, băiețelul Dan Nicolae, cel cu Cristina, mai ales că și-l dorea foarte mult și, de mai bine de 2 ani, a tot încercat să o lase însărcinată, iar la un moment dat Nicolae Guță era de-a dreptul disperat din acest motiv.